Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tot Ce Vrei. În ediția de astăzi vom vorbi despre spectacolele făcute de concurenți pe scena România au Talent. Prima concurentă urcată pe scena România au Talent a fost Anastasia, care a creat un spectacol de minune. Anastasia a avut un spectacol de acrobație care i-au lăsat pe jurați cu gura căscată. Anastasia este acrobată de circ și vine din Odessa, Ucraina. Concurenta de la România au Talent, sezonul 12, a visat să ajungă pe marile scene ale lumii, iar visul i-a fost îndeplinit. Mă numesc Anastasia și sunt din Ucraina. Am 30 de ani și sunt acrobat la circ, iar astăzi vă voi arăta numărul meu la bară suspendată. Îmi doresc foarte mult să lucrez pe marile scene. Încă de când eram mică, mergeam cu părinții la circ și urmăream acrobații și acesta era visul meu. L-am cunoscut pe soțul meu când aveam 16 ani și ne-am îndrăgostit. Am început să fac acrobații și am devenit acrobat la circ, iar el m-a învățat. Ne-am antrenat împreună, el este antrenorul meu, a spus Anastasia înainte de a urca pe scenă. Jurații de la România au Talent, Andy Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, au rămas uimiți de numărul prezentat de Anastasia. Cei patru jurați ai emisiunii au oferit concurentei din Ucraina doar voturi pozitive, iar Anastasia a trecut în etapa următoare. Uneori ne vine destul de greu să ne găsim cuvintele pentru că încercăm să spunem ceva relevant pentru tine și, dacă se poate, să se ridice la aceeași înălțime la care te-ai ridicat și tu. Ceea ce faci este foarte dificil. Ești un acrobat desăvârșit. Nici nu vreau să mă gândesc cât de multă muncă este în spatele acestei povești. Noi de multe ori uităm cât de muncă e în spatele unui număr ca acestea. Ne-ai zăpăcit, ne-ai luat mițile, dar ne-ai luat și cuvintele. Cam pe aici este nivelul talentului tău, a spus Andy Moisescu. Este incredibil. Eu, ca și femeie, sunt mândră să văd o altă femeie făcând lucrurile astea. Pentru mine ești pe lista oamenilor pe care îi admir. Efectiv, m-ai hipnotizat. Ești o femeie frumoasă, i-a spus Sandra concurentei. Anastasia, de la România au Talent, nu se află în acest moment în orașul său natal, Odessa, însă ea și soțul său sunt foarte îngrijorați pentru că familiile lor sunt în Ucraina. Totodată, concurenta le mulțumește românilor pentru că îi găzduiesc pe refugiații din Ucraina care fug din calea războiului. Anastasia speră că războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie curând, iar țara să devină la normalitate. Suntem plecați din țară din luna octombrie. Peste o lună se termină contractul. Urmăm să ne întoarcem acasă. De o săptămână trăim ca într-un vis urât pentru că suntem foarte departe de familiile noastre. Este dureros și înfricoșător. Suntem foarte recunoscători tuturor țărilor și întregii lumi. România ne ajută mult că ne primesc refugiații, femeile și copiii. Ne ajutați enorm și vă suntem foarte recunoscători. În acest moment este un ajutor neprețuit pentru poporul nostru. Va fi pace, că cerul se va înselina deasupra Ucrainei, că totul va fi bine. Vă mulțumim! A transmis Anastasia pentru România au Talent printr-un apel video. Dacă v-a plăcut, vă așteptăm cu un like și un subscribe pe canalul Tot Ce Vrei.